Rugăciune de izbăvire acasă. Informații despre izbăvire, adică eliberare. Ce înseamnă asta? Este când o persoană este sub influența puterilor demonice, persoana simte opresată sau nu are liniște. Simte că există o putere care o limitează, care o încătușează, care îi dă senzații de neputință, iar presiunea pe care o simte e atât de mare căci fără eliberare această persoană nu o să poată avansa în viață sub nicio formă sau să aibă reușite. Și cea mai bună cale totuși este să cauți un slujitor bisericesc care să te ajute să îți facă această dezlegare când ești sub această limitare satanică. Dar oricum ar fi, știm că acest slujitor nu va fi întotdeauna ușor de găsit ca să ajute și trebuie să folosim credința prin puterea Duhului Sfânt și să obții această eliberare. Rezultatele acestei rugăciuni este că atunci când o vei rosti, va avea loc o schimbare și orice duh demonic care îți tulbură trupul va fi scos afară prin puterea de eliberare a lui Dumnezeu. Și eu vreau să te ajut să faci asta. Pentru că am primit autoritate de la Dumnezeu să facem aceste lucruri, eu vreau ca să asculți cuvintele acestei rugăciuni și să lași ca puterea lui Dumnezeu să lucreze. Și dacă nu ești născut din nou, te rog să dai click pe rugăciunea mântuirii pe care am făcut-o tot cu scopul de a te ajuta ca să devii legal copil de Dumnezeu și ca să intri în drepturile legale pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru copiii săi, ca să ai o viață după planul și după scopul Dumnezeu și fie ca Domnul să te binecuvânteze. Dar te rog, înainte să începi să asculți această rugăciune, să faci rugăciunea de împăcare cu Dumnezeu, prin care îți încredințezi viața în mâna sa și să devii nou născut, adică născut din nou în familia Dumnezeu. Amin. Haideți să începem. Deci înainte să începi să faci această rugăciune, fă rugăciunea și apoi pregătește câteva lucruri, pentru că ai să ai nevoie de câteva prosoape de hârtie igienică și să le pregătite, pentru că unele duhuri iese afară prin vomitare sau scuipare. Și apoi înainte să te rogi de această rugăciune, cere-ți iertare și pocăiește-te și iartă toate persoanele pe care nu le-ai iertat și caută un loc retras unde să poți să faci lucrul ăsta fără să fii deranjat de nimeni, pentru că în mod general așa se întâmplă. Și haide să începem. Haleluia! Dumnezeu să fie lăudat. Amin, aleluia! Doamne, îți mulțumesc pentru dragostea ta pentru mine. Doamne, Iisuse, îmi pun încrederea totală în tine ca să mă elibereze toate duhurile care mă supresc. Tată, mă pocăiesc de toate păcatele mele în numele lui Iisus. O, Doamne, vin înaintea ta pentru izbăvire. Eliberează-mă de sub puterea oricăror duhuri demonice. Chem îngerii de război să vină și să mă asiste în această bătălie pentru izbăvirea mea sau aceste persoane pe care Iisus a plătit-o cu propriul său sânge. În mămoi în sângele lui Iisus, în moi această cameră în sângele lui Iisus. Duhule Sfânt preia controlul asupra acestei liberări în numele lui Iisus. Voi, demoni în trupul meu sau persoanei, distrug existența voastră din ea sau a mea în numele lui Iisus. Comand ca fiecare temei legal să fie îndepărtat de fiecare duh demonic din trupul acestei persoane în numele lui Iisus. Distrug toate blestemele generaționale de rebeliune, vrăjitorie, pofte carnale, sărăcie, mândrie, îngânfare, idolatrie, moarte, distrugere, eșec, boală, infirmitate, frică, control mental, respingere și autorespingere. Toți acești demoni, afară, acum, în numele lui Iisus. Comand tuturor demonilor conectați cu tatăl meu și din partea lui de familie să fie legați și să iese afară din mine în numele lui Iisus. Duh de poftă carnală, adulter, masturbare, pornografie, pofta minții, pofta ochilor, pofta de fantezie și tuturor duhurilor de perversiune sexuală, ieșiți afară din mine acum în numele lui Iisus. Comand tuturor duhurilor de suferință, respingere, autorespingere, autodevalorizare, nevrednicie, depresie, descurajare, neiertare, jale, inimă zdrobită, amărăciune și întristare, voi toți, afară din mine acum, în numele lui Iisus.
Comand fiecărui duh din mintea mea controlul minții, blocarea minții, uitare, minte dublă, fantezie, confuzie, reamintirea memoriei și depresie mentală. Voi toți, afară din mine, acum, în numele Iisus. Voi, demoni din trupul meu, auziți-mă, vă comand fiecare dintre voi să ieșiți afară în numele Iisus. Duh de vinovăție, rușine, autocondamnare, milă și autocompătimire. Voi toți, afară din mine, acum, în numele Iisus. Comand tuturor duhurile de mândrie, ego, încăpățânare, mânie, amărăciune, rădăcini de amărăciune, neascultare, rebeliune, autovoință, egoism și aroganță, voi toți ieșiți afară din mine acum în numele lui Iisus. Duhul Sfânt scoate afară din mine orice duh de divinare, vrăjitorie și vrăjitorii, santeria, spiritism, horoscop, urările de bine, al treilea ochi, vudu ghicit în palmă, citirea psihică, cărțile de tarot, mințitul și orice duh fals, ieșiți afară din mine, vomitați-vă afară în numele Iisus. Comand tuturor duhurilor care operează în capul meu, ochii, urechile, gura, limba și gâtul meu, voi toți ieșiți afară din mine în numele Iisus. Voi, demoni din plămâni, piept și respirație, voi toți ieșiți afară din mine în numele Iisus. Comand tuturor demoni din părți intime, afară cu voi acum. Acum, în numele lui Iisus, voi demoni care operați în stomacul meu, în nas, în abdomen, ieșiți afară din mine, în numele lui Iisus. Comand tuturor duhurilor care adăpostesc în mâinile mele, tălpile, picioarele, șodurile și degetele mele, ieșiți afară, eliberez foc peste voi, ieșiți afară, în numele lui Iisus. Voi demoni care vă ascundeți în sistemul scheletal, oase, încheieturi, genunchi, glezne, vârful picioarelor, a degetelor, a șodurilor și coturile, ieșiți afară din mine, în numele lui Iisus. Comand tuturor duhurilor care se adăpostesc în spate, dureri de spate, coloană vertebrală și mușchii spatelui, voi duhuri demonice afară din spatele meu acum în numele Iisus. Voi duhuri de dureri de cap, migrene, presiunea tâmplelor, dureri de cap, ieșiți afară din capul meu în numele lui Iisus. Comand tuturor duhurilor de alergie, răceală, sinuzită, bronșită, tuse, gripă, leșin și astmă, toți ieșiți afară în numele lui Iisus. Comand tuturor duhurilor de îndoială, necredință, eroare, erezie, prorocii false, învățături false și duhuri de religie, afară cu voi acum în numele lui Iisus. Comand tuturor blestemelor demonice generaționale și acelor duhuri ancestrale care au intrat prin strămoșii mei, ieșiți afară din viața mea în numele lui Iisus. Duh de frică, afară cu tine în numele lui Iisus. Duh de chin, ieși afară în numele lui Iisus. Dacă ai fost vreodată molestat sexual, violat, abuzat sexual, comandă acestor duhuri să iese afară pentru că trebuie să fie ascunse pe undeva. Tu, duh de violare, ieși afară acum în numele lui Iisus. Tu, duh care a intrat în mine prin abuz sexual, ieși afară din mine acum în numele lui Iisus. Comand tuturor diavolilor din molestarea copilăriei, ieșiți afară din mine în numele lui Iisus. Tuturor duhurilor de rușine, vinovăție, oprire de a oferi dragoste sau de a nu primi dragoste, ieșiți afară din mine acum în numele lui Iisus. Chem duhul celui care m-a abuzat, acum cheamă-l pe nume de 3 ori, ieși afară în numele lui Iisus. Acum, de Domnului, mulțumire pentru izbăvirea ta. Amin, mărit să fie Domnul. Când spun această rugăciune, te rog să o spui și tu să o repeți ori de câte ori ai nevoie, dar fă-o în așa fel încât să fie spusă cu credință și cu înțelegere ca ea să-și facă lucrarea în dreptul tău și mă rog ca să te întorci cu mărturisiri și Domnul să te binecuvânteze. Dă share și mă rog ca Domnul să facă ca această eliberare să fie permanentă în numele Iisus și mulțumesc. Amin.